avem acum la sfârșit de an. Pe mine mă cunoașteți cu toții, domnul viceprimar. Și astăzi avem o vizită aici la noi, domnul excelența sa, domnul ambasador al Republicii Belarus, domnul Andrei Grinchevici. Ales să fie astăzi la Moinești ca urmare a unei invitații. Să vadă tradițiile noastre, să vadă obiceiurile. Și am zis să fie și alături de noi astăzi aici, cu dumneavoastră, sărbătoriți un eveniment deosebit din viața dumneavoastră. Acela de a demonstra calitatea umană și, și ceea ce reprezintă un exemplu pentru noi, acela de a conviețui împreună o perioadă din viață, respectiv 50 de ani, vă fac și o urare cu această ocazie să ne așteptați și pe noi să sărbătorim acest eveniment. Eu deja am făcut 30, domnul viceprimar. Aproape de 50. Și sărbătorim împreună și acum. De asemenea, want to wait for us to reach that moment. De asemenea, să vă mulțumesc pentru că de-a lungul timpului ați demonstrat că nu ați trăit degeaba pe acest pământ și în acest oraș. Ați lăsat în urmă lucruri frumoase, fiecare la locul de muncă, fiecare în familie. Și de aceea vă spun că sunteți un exemplu de urmat pentru noi, cei care astăzi ne-ați mandatat să conducem acest oraș și să facem lucruri utile pentru noi, moineștenii, pentru cei care ne vizitează și pentru cei care zi de zi sunt și conviețuiesc aici alături de noi. Știți că un astfel de eveniment a avut loc cu ocazia zilelor orașului, când am mai premiat aproape 40 de cupluri. Poate că unii dintre dumneavoastră nu au știut sau au aflat mai târziu de acest lucru. Da, noi n-am uitat și am zis că pentru că și azi Moinești este într-o sărbătoare. Pentru că este a treia zi de Crăciun. Am ales să ne întâlnim și cu dumneavoastră. Să vă oferim un mic cadou. Poate simbolic, o șampanie, un buchet de flori, dar și un premiu de 500 de lei. Oferit din bugetul consiliului local. Care să vă folosească chiar și cu ocazia sărbătorilor. Eu vă aștept și după amiază, știți că începând cu ora 20:30 plecăm din zona gării cu aceste ansambluri, aceste formații, după care pe scena din Parcul Băi, unde vor evolua fiecare, iar la final va fi Aurel Moldoveanu cu un concert de colinde. Pentru că suntem la final de an și începe peste câteva zile noul an, eu mă înclin cu respect în fața dumneavoastră. Vă urez multă sănătate. Să realizați cât mai multe alături de cei dragi. Încă duros la mulți ani. I'm wishing you a happy new year.
Și știți cu toții că următorul premiu vi-l oferim la 60 de ani de când suntem aici. You know that the next prize will be offered to you in 60 years of life. Vă așteptăm pe toți cu drag și atunci. We're waiting with a warm atmosphere that time too. Și dacă domnul ambasador to something to work, it would be good. With pleasure. Cu it's a great pleasure for me to be here today. I'm absolutely sure this is a very good tradition. You are very happy. You live together with your beloved for 50 years. I sincerely wish you good health. Long live. And hopefully you will invite me when you celebrate 60th anniversary of your wedding. Thank you so much. Și eu mă alătur acelor bune gânduri pe care le-au exprimat excelența sa și domnul primar. Vă urez multă sănătate, viață lungă. Vreau să vă mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoastră și pentru copiii frumoși pe care i-ați crescut și bine educat. Și care sunt continuatori ai muncii dumneavoastră. La mulți ani, multă sănătate și un an cu multe realizări. Și, în primul rând, să fim sănătoși. Vă doresc mult din tot sufletul. Așa cum v-am spus la început, am pregătit și un mic cadou. O să-l înmânesc fiecare a vrut să vă faci în loc și o să mă deplacez eu către dumneavoastră, Claudia, familia Valeria și Gheorghe Antoche. Aceasta este o dică, vă felicitări. Să fiți sănătoși în continuare, acesta este acel premiu. Cu tine, Flori, pentru Doamna. Și o șampanie toată să o... Felicitări și dumneavoastră, să vă trăiască. Elena și Ion Chirea. Angela și Aurel Crăciun. Cu mare plăcere. Anunțat și Ioan Dascălu. Felicitări. Aici să felicitări. Neluța și Jean Hanganu. Așa cum am spus și eu. Elena și Nicolae Păian. Încă o dată sănătate multă și să ne vedem cu sănătate. O să facem. Mulțumesc! Să fie răzut. Să fie răzut. Să fie răzut. Da. Mi-am amintesc. Trec ani. Și noi ne apropiem de vârsta. Vă dorim să ajungeți. Să dea tot. Să dea tot. Dar și eu și dumneavoastră ați promis că așteptați să ne sărbătoriți și pe voi. Elena și Constantin Munteanu. Sănătate multă, să o luăm. Diana și Corneliu Popescu. Doina. Diana. Corneliu.
mare noi continuați tradiția, ne propunem lucruri mărețe, ne lăsăm la concret. Am realizat câteva proiecte și sperăm în continuare să vin de pe mulțumiri, că nu am fost uitați. S-a întârziat mai să fie activ. Nu, așa, în general. Niciodată. Știți că am organizat ziua pe toate lucrurile. E frumos, tradiție frumoasă. Iar aici, la primărie, nu se există tot, că are tot probleme. Maria și Alexandra Munteanu, foarte activ. Da, seara foarte mândră. Da, și ne mândrim totdeauna. Da. Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să spună câteva cuvinte, noi suntem... Da. Să mulțumesc frumos cu Mariei, ne-a avut în vedere această locație. Îmi pare rău că nu-s câțiva tineri să dispunem care e secretul celor 50 de ani. Să-mi spunem care e secretul. Sfântul Apostol Pavel spunea în imnul dragostei. Trei lucruri importante în viață. Dragostea, credința și nădejdea. Dragostea din primul plan. Dragostea înseamnă iertare, dragostea înseamnă iubire, dragostea înseamnă tot ce ține de suflet. Doresc ca toți cei care au păcat că nu-s mai mulți tineri, ca să ajungă și ei 50 de ani de căsătorie. Toate ce vă mulțumim încă o dată, da, și eu. Noi vă mulțumim din suflet că v-ați adus aminte și din noi ăștia care am construit ceva în Moineștiul ăsta, care au fost niște petroliști devotați, în schimb altă ne-au distrus, însă asta e viața, noi la regulile vieții cotidiene. Dumneavoastră vă urez succes în continuare, că s-a făcut ceva pentru Moineștiul ăsta. Ar fi frumos să mai prind, nu la 60 de ani evenimentul, dar hotelul ăsta, adică clădirea asta balneoclimaterii și dacă s-ar face, măcar o jumătate de picior să bag și eu acolo, să încadă aia, să mă vine dacă mai vindeca. Succes în continuare, multă sănătate și putere de muncă. Vă mulțumim. Dacă tot ați luat discuție, pentru că și mai înainte cu domnul excelența asta, domnul ambasador, discutam despre această clădire. Chiar va prinde contur după atâția ani de judecată. Știți că a fost foarte greu să o luăm înapoi, abia în urmă cu un an și jumătate. Am reușit, am făcut expertiza, acum avem depus la Ministerul Sănătății și ne-au garantat că în 4 ani va deveni o secție balneară, secție sănătorială balneară. Nu sunt vorbe, sunt documente deja semnate, expertiza făcută. A durat foarte mult procesele până am răscumpărat-o, pentru că costa conducere din 2006 și s-a vândut-o atunci. Da, 9 ani a durat. Instituțiile statului se distrug unele pe altele, aici e toate... Dar acum, în mandatul pe care știți că eu l-am început după cele două de viceprimar, alături de domnul senator de Viorel Ilie, care a fost și primar, suntem o echipă în continuare, am făcut aceste demersuri și eu sper ca la anul pe vremea asta să se vadă ceva începutul. Se vadă început. Eu vă pot spune sub jurământ că nu mint, că am semnat în acest an proiecte cu finanțare europeană de 30 de milioane de euro. Sunt proiecte care au început din punct de vedere scriptic, licitații, proiectul tehnic. Efectiv se vor vedea de la anul încolo refacerea tuturor incintelor de blocuri cu pavele, borduri, coșuri, iluminat ornamental, refacere carosabil, trotoare, semafoare noi, sistem de supraveghere, piste de biciclete cu standuri de biciclete electrice. Numai acest proiect costă 15 milioane de euro care vor veni de la Uniunea Europeană, dar sunt multe hârtii de făcut, multe licitații. A început deja. Suntem în licitație pentru proiectul tehnic, dar durează 5 luni proiectul tehnic. Sunt etape pe care trebuie să le parcurgem. Abia la anul, pe vremea asta, spre sfârșit, va începe efectiv
demolarea trotuarelor, carosabilul nou, construcția dreblocurilor a celor parcări, alei și tot ce vom face. Bineînțeles, mai sunt altele până la 30 de milioane. La spital vom dota cu 54 de aparate noi, ambulatorul de specialitate, 2 milioane de euro. Pentru zone defavorizate, Căliman, și mă uit aici la domn profesor, că e din... Poate puneți asfalt. Da, este asfalt, continuarea canalizării, construim 30 de case pentru cei cu, din familii defavorizate și reparăm acest loc, e unul, e doi, din zona Pieții, unde și acolo e o bulină neagră, vine atâta lumea la piață, la judecătorie. Iată, nu știu dacă ați trecut pe lângă școli. Am început reabilitarea școlii numărul 1, 2 milioane de euro, școala numărul 2 a început și ea 1,5 milioane de euro, școala de la Văsiești, liceul Cobălcescu, 3 milioane. Vă spuneam că nu sunt vorbe aruncate, sumele astea. Vă spun că sunt contracte semnate în acest an. Am muncit foarte mult la aceste proiecte, se vor vedea în curând. De aceea ne dorim și noi, așa cum a spus dumneavoastră, continuitatea aici la primărie, să facem lucruri bune pentru oraș. Astăzi, vremelnic, noi ocupăm aceste scaune și sper să lăsăm ceva în urma noastră, împreună cu colegii mei din aparatul de lucru, care, vedeți, sunt și astăzi, chiar dacă guvernul a dat o zi liberă, noi suntem la serviciu. Și azi, și mâine, și păi mâine, și de câte ori va fi nevoie. Să servim un moment. Ușor le-am rezolvat pe toate și tot intră în normalitate, nu știu, nu există implicare. La mulți ani încă o dată. La mulți ani. De asemenea, vă aștept la după ora 14:30 la bar. Vremea ține cu noi, nu e chiar ca zilele trecute, dar oricum am avut o iarnă mai mult toarnă. În toată zona mea, România este importantă.